Bună seara și bine ați venit de la Prof. Lai cu probleme de matematică la algebră. La algebră așa este și mai cu drag venim aici. Poftit. Așa. Să se afle un număr real știind că... Deci, să se determine real, x, că... nu știu, să determine x real știind că... Înmulțindu-l cu 2 și adunându-l la rezultat 4... Deci înmulțindu-l cu 2 pe el. Da. Deci x ori 2. Sau 2x adunul. Și adunându-l la rezultat 4. Plus 4. Obținem 24. Egal cu 24. Simplu, da. Păi nu zis că 2x adunându-l la rezultat 4. Păi e rezultat. 2x e rezultat. La 2x adăugăm 4. Că x e numărul. După ce îl mulțim cu 2, pe x ăsta neștiut... Și adunăm 4, numărul, da? Îl mulțim cu 2, da. Și 2x rezultă. Uh-huh. La care îi adunăm 4, adică rezultatul. Da. La care îi adunăm 4 și obținem 2. Deci 4. La rezultatul mulțirii. Hai, zic. 2x egal cu 20, x egal cu 10. Echivalent 2x egal cu 20, adică x egal cu 10. Corect. Problema. Problema. La cealaltă vezi că trebuie să scrie să scădem. Am da. Zis-o deasupra. Altceva. Problema numărul 2. Să te afle un număr real, știind că... În, tot la, da. Da. Tot de la număr. Știind că, mulțindu-l cu 3... Deci, tot așa, x real, știind că... Înmulțindu-l cu 3... Da. 3x... Și scăzând la rezultat 2... 2... Obținem 28. 28. Gândați-i clar? Da, dar rezultat... Nu știu, rezultat... Deci asta cu la rezultat, pe ei nu este clar. Rezultatul înseamnă 3x egal cu y, nu, y nu înseamnă 2? Adică 3x egal cu 2 plus... Da, și la rezultatul înmulțirii mai. Uh-huh. Deci după ce facem înmulțirea, scădem 4. Din rezultatul înmulțirii... De ce să mai faci pe y aici? Deci din rezultatul înmulțirii scădem 2 și... Egal cu 28, ne spunea autorul. Da, dar de ce nu dar se numai un pic, dar... O să vede pentru dar de ce că... ai spus aici, tu ai corectat un eruna? Ca nu, să... Nu merge. Ba da, ah, da, ca da, da, să dea rezultatul ca în parte. Da? M-am uitat la rezultări. Deci vine 3x egal cu 30. Cu 30, am făcut pe 28. Da. Atunci x egal cu 10. Da, da, da. Dacă era plus, nu merge. Da, da, nu merge. Da. Da, exercițiul... Deci... Am înțeles cum e clar. 6 de la pagina 92. 6 de la 92. Un excursionist a avut de parcurs un drum în 3 zile. Deci, în prima zi. Un drum de... În, fie de drumul traseului, nu? Da, de am lăsat drumul de parcurs, da? Da. Și în prima zi... A parcurs 1 pe 4 din drum. 1 pe 4 de. 1 pe 4 de... În prima zi. În a doua zi, 2 pe 3 din cât a mai rămas. 2 pe 3 pe lângă 1 pe 4 ori de. Nu, din cât a mai rămas. D minus 1 pe 4 ori de. D minus 1 pe 4 ori de. Adică D minus 1 pe 3 mi fac 3 pe 3. Corect. Deci, e 2 treimi din ce a rămas, Miruna. Da. Și a rămas, dacă a parcurs 1 pe 3, mi-a mai rămas 3 pe 3. Da, 3 pe 4. Deci, 2 pe 3 din 3 pe 3 de. Da? Iar în a treia zi, restul de 100. Adică schimbăm, să simplificăm. Da. Și face, după simplificările făcute, face cât? 2 pe 2. Aici. În a doua zi. Adică jumătate din drum. Jumătate din drum. Iar în a treia zi, restul de 124 km. Adică restul, da? 124 km. Să se afle în lungimea drumului. Păi avem D pe 4, D egal, D pe 2, D egal, da, D egal cu D pe 4, D egal cu D pe 4, D pe 4 plus D pe 2 și plus 124. 124. Numitorul comun e 4, amplificăm prima 4, 2, da. Cu nimic, aici cu 2 și aici cu 4, da? Și vine 4, D, vorbește, da. 4D egal cu D plus 2D și plus 124, 4. 4, 4, 16, 8, 9,
4 ori 4. Sub 4 ori 6. Echivalent cu a spune că... Cât D egal cu... 4 D, 2 D și cu 2 D fac 3 D, scăzut din 4. D egal cu 496. D egal cu 496. 96 și din da, așa. D egal cu 496 km. Aici e vorba de pus în ecuație problema. Tu cine ai fi făcut, Miruna? Ai fi scris D egal cu? Da. Eu am greșit deci... la a doua zi. A doua zi, adică din două treimi din rest. Da, o trebuie poate dă aici. Restul, din, dacă au consumat o pătrime, au făcut o pătrime, v-a rămas trei pătrimi. Da. Trebuie să înțelegi așa, uite, ăsta e drum. În prima zi au făcut cât face o pătrime. O pătrime. Asta o face în prima zi. Da? Și ce-i rămân? Trei pătrimi. Că zice 2 pe 3 din ce rămân. Dar din rămân. Și acum face 2 treimi din restul ăsta din 3 pe 3. Și atunci înseamnă 2 pe 3 înmulțit cu 3 pe 3 D. Și 3 pe 3 simplificăm, 2 cu 4 simplificăm și înseamnă 2 pe 2. Corect. 7. Așa. Problema 7 de la pagina. O facem la clasa a 4-a pe asta. Și foarte repede. Și foarte repede cu segmente, facem toată povestea asta. 7 de la 92. 7 de la 92. Un turist a avut de parcurs un drum în 3 zile. Tot un drum? Da. În prima zi a parcurs 1 pe 3 din drum. Cu o treime din drum. Și încă 10. Plus 10 km. În a doua zi a parcurs 1 pe 3 din rest. 1 pe 3 din... Din cine acum? Din 3 pe 4, 1 pe 2, 2 plus 10. Nu, nu mai este așa că e s-a agățat 10-le astea. Pe lângă 1 pe 3, pe lângă D minus 1 pe 3 parteză pătrată, parteză rotundă, 1 pe 3, 2 plus 10. Așa este. Deci, din tot D-ul, din tot drumul, scădem ce au făcut în prima zi. Minus o treime, D plus 10. Deci, nu mai merge restul că 3 pătrime adi, pentru că, sau 2 treimi, ar fost 2 treimi, fiindcă au agățat 10-le ăsta. Și atunci ce înseamnă? Ce înseamnă restul? Rest. Restul înseamnă din tot drumul cât au consumat, cât au făcut prima zi. Din tot drumul am scăzut ce au făcut în prima zi. Plus 10. Păi plus... Ce au făcut în prima zi? În a doua zi, parcă 1 pe 3 din rest. Nu mai să mă clarific aici. Deci atenție multă. În prima zi face o treime din drum și încă 10 km. De acum ne încurcă. Nu mai merge să spunem că restul ar fi 2 treimi. Că el a mai făcut și 10. A mai mușcat din cele 2 treimi încă 10. De aceea restul este 2 treimi, dar mai puțin 10. Și ca să gândim corect, să nu stricăm cumva lucrurile, am zis așa, o treime din rest. Dar restul ce înseamnă? Din tot drumul am scăzut ce-o făcut în prima zi. Din tot drumul am scăzut ce-o făcut în prima zi. Și încă 10. Și încă 10. Și încă 10. Iar în a treia zi, restul de 250 de km. Iar a treia zi, restul de 250 km. Aflat lungimea drumului. Adi, te rog să mă aduci. Păi la în prima zi nu avem ce să facem. Păi D acolo, unde? D pe 3 plus 10. Amplificăm și... Lasă-mă, bun, amplificăm acolo. Dar să gândim, să facem strategia. Ca să formăm ecuația aceea, egalitatea aceea. Tot drumul înseamnă ce-a făcut în prima zi, plus a doua, plus a treia. Da. Asta trebuie să spui, că ce e pe acolo mai vedem noi. Deci, cum, ce facem acum? Tot drumul... Tot drumul și adunăm toate trei. Așa, D este egal cu ce-a făcut în prima zi. 1 pe 3. 1 pe 3. D. D. Plus 10. Și chiar puniți, prima zi. Plus. Plus. Plus 1 pe 3. 1 pe 3. Paranteză pătrată, D minus, paranteză rotundă, 1 pe 3, D plus 10,
închiri paranteză rotundă și pătrată, plus încă 10. Plus, plus 10, da. Da, și plus 250. Plus 250. Asta era. Asta e relația. De acum ne apucăm de lucru. Miruna, te rog să mă duci. 2 egal cu 2 pe 3. Da. Plus 10. Plus 1 pe 3 pe lângă. Acolo aducem la același numitor și o să avem 30 de. 3 de 10 plus 2. Cum? Amplificăm 10 cu 3. Aici, da? Da, și să avem 30 plus 2 pe 3. 30 plus 2 tot. Da, să scrim așa, da? D minus 30 plus 2. Din difracție. Da, 30 plus 2. Supra 3. Și paranteza plus 10 plus 250 plus 260. Plus 260. De echivalent cu D pe 3. D egal cu D pe 3. 10 plus 1 pe 3 ori. 4. Plus 10 să cu 260 și să-l lăsăm la sfârșit, nu? 270. Plus 1 pe 3 pe lângă. Deci plus 1 pe 3 pe lângă. 4D minus 30. De ce 4D? Mai amplificăm cu 3D acolo. Da. Și 3D plus D. Dai 3D minus D. Asta e. Că minusul din față afectează. Aha. De ce n-ai răbdare să faci calculul? Scrim 3D. 3D. Minus 30. Minusul ăsta va afecta, da, e minus 1 mulțit cu toți acele, da, de față. Minus 30. Minus D. Totul supra 3. Da? Plus 270. 270, că am pus și pe 10 ăsta la 260. 10 de acolo, da? Da. D egal cu D pe 3. Deci echivalent cu D egal cu D pe 3 plus D pe 3 plus 2D minus 30 pe 9. 2D minus 30 totul pe 9. Deci 9, 3 ori 3, da? Da, da. Plus 270. Plus 270. 2 egal cu amplificăm D pe 3 cu 3. Deci amplificăm de la un cap la altul, eliminăm numitorul, se, da, cheamă asta. Și la hai să amplificăm și aici, da, cu cât? 9. Aici cu 3. 3. Și 279. Cu 9. Și echivalent cu 9D. 9 de. Egal cu 3D. 3D. Plus 2D minus 30 plus 2D minus 30. Plus 270 ori 9. Plus 270 ori 9. 9, 0, 0. 7 ori 9. 9 ori 2, 18. Și cu 6. 2430. Și o să avem că 9D minus 3D minus 2D. Adică 4D. Minus 5D. 4D. Da, minus 5D egal cu. Deci 4D. Da. Este egal cu 2400. 2400. D egal cu 2400 pe 4. 600, da, da. Da? Atenție multă, hai să mai insistăm un pic. Aici, toată povestea era să formulăm cum trebuie. În prima zi, ne spune autorul, 3000 de drum și încă 10, iar în a doua zi, din rest, adică din D, scădem ce-a făcut în prima zi, dar din D, din tot drumul, scădem ce-a făcut în prima zi, aflăm restul, o treime din el, o treime, și încă 10. Iar a treia, 250. Și ca să vedem tot drumul, adunăm ce-a făcut în prima zi, a doua și a treia, da? Tot drumul, D egal cu cele trei. Bun. Să vedem altă chestiune. Eu știu cu asta, o medă și tu vii, Miruna, cu cea. Problema 10 și ultima. Deci. 10. 10 de la pagina 92. Mai ai probleme?
10 de la... la 92. Da. Mama este cu 24 de ani mai mare decât fiica sa. F minus 24 egal cu... F plus 24. F minus 24 egal cu... Pita. Femeia. Mama. Mă, cu mama. Ai așa am auzit, dar M minus 24 egal cu F. M minus 24, deci mama minus 24 de ani egal cu vârsta fiicii. Mama, uite, spun, mama minus 24 egal cu fiica. În urmă cu 6 ani, vârsta pe mamei era de 5 ori mai mare decât vârsta fiicei sale. M egal cu F pe 5. În urmă cu 6 ani... Dar nu sunt degeaba, spun, în urmă cu 6 ani. Vârsta mai mamei, mai le luăm, mai luăm încă. Mai citesc o dată. Mama este cu 24 de ani mai mare decât fiica sa. Ori scrie mama minus 24 egal cu fiica, ori că mama egal cu fiica plus 24. Corect. Ca și cum ar fi dus pe 24 de fapt. Da. În urmă cu 6 ani, vârsta mamei era de 5 ori mai mare decât vârsta fiicei sale. Câți ani are fiica? M minus 6 egal cu F minus 6 pe 5. Deci M minus 6, adică ce s-a întâmplat? În urmă mama, cu 6 ani. O ducem înapoi cu 6. Dar cu F minus 6 pe 5. Dar și pe fiică o ducem cu 6 ani. Da? Deci M minus 6 egal cu de 5 ori fiica minus 6. Așa ar veni? Da. În urmă cu 6 ani... Da. Vârsta mamei era de 5 ori mai mare decât vârsta fiicei sale. Adică pe fiica trebuie să o mulțim de 5 ori ca să ajungem la mamă. Corect. Și trebuie să scădem și ei acel 6. Da. Neapărat și la fiica și, la și mama se duc înapoi cu 6 ani. Aici e Miruna, tu ai spus că e egal pe cu fiica minus 6 da. Supra 5. Da. 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 E F minus 6 egal cu M minus 6 pe 5. Da. Dar tu ai pronunțat da, așa, invers. Da. Atenție multă. Trebuie să de-aia insist mult și vreau să o fac de câte ori sesizez slăbiciunea asta. Nu vreți să analizați, să insistați un pic, să înțelegeți problema. Că nu aveți cum. Rapid, îl dau răspunsuri, poți să dai un răspuns greșit și... Că îmi pare rău și am fost neatent. Păi, tocmai la matematică, atent trebuie să fii, nu neatent. Deci așa, cu 6 ani în urmă, adică și mamă și fiică, la momentul acela, mama are de 5 ori vârsta fiicei. Adică fiica e mai mică și o mulțesc de 5 ori ca să ajung la vârsta mamei. Mama. Da, da? Da. Așa trebuie văzut. Și aceste două relații le avem. Da, câte ne are fiica? Păi e minus 6 egal cu 5, F minus 30. Deci asta o prelucrăm un pic, da? Echivalent cu M minus 6 egal cu 5 F minus 30. M-ul de sus a de... Da. M-ul este egal cu F plus 24. Și cu M-ul știut, mă duc jos. Da. Și înlocuiesc. Și F plus 24 minus 6, adică... F plus 24 minus 6 egal cu 5 F. Minus 30. Uh-huh. Echivalent? Echivalent cu F plus 18. F mic plus 18. Egal Miruna? Cu... Miruna? F plus 18 egal cu 5 F minus 30. Da. Continuă Miruna. F plus 48 egal cu 5 F. F plus 48 egal cu 5 F. F egal cu 48 pe 4. 48 F, egal cu 4 F. Scădem un F, da? Și vine da. 4 F egal cu 48. 48 egal cu 16. F egal cu? 16. 16 pe 4? Cum fie 16? 12. 12. 12. 12. 12. Da. 12. Deci F egal cu 12. Și cu asta am aflat vârsta fiicei. Și a mamei? Dacă mama vrei și pe mamei, uite aici. Nu, nu pe mama are F mic plus 24. Corect. Adică 12 și cu 24, 36. Mergem mai departe. Gata, am terminat la algebră. Geometrie. 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 Poate mă nehunească cu geometrie. Ia ziceți, ziceam o dată asta.
Da, corect. Facem separat? Da. Adică, da, două fișiere. Algebra și algebra.